că vecinul meu ea avea atelier și mă duceam și mai ștergeam praf pe acolo. Ea m-a ales, n-am ales-o eu, sculptura. Asta mai mult ca sigur, acum conștientizez. Cu timp mi-am dat seama, zic, bă, da, asta-i. Și așa, muncind mult, cu pasiune, cred că doar pasiunea m-a ținut, mă ține și o să mă țină. Mihai Botnar este un tânăr din Porumbeni care a transformat pasiunea întâmplătoare din copilărie în una pentru restul vieții. Acesta a fost îndrumat de vecinul său, sculptor și el de meserie, iar mai apoi a continuat să desprindă secretele sculptatului perfect la o școală profesională din Chișinău. Primele lucrări au fost din lemn. Am început de la triunghiuri mici. După aia floricele, frunzulițe. Cea mai veche care am făcut-o la școală profesională este acest berbec. E pur și simplu aici am fost cel mai sincer om. Ulterior a mers să studieze în România, iar în prezent este masterand la Universitatea Națională de Arte din București. Este îndrăgostit de lucrările lui Michelangelo, fiind pasionat de corpul uman. La această sculptură, de exemplu, care are aproape 2 metri în înălțime, Mihai a lucrat mai bine de o săptămână. Asta a fost cu oață, așa stătea o oață dreaptă, pe aceea eu cu compasul luam și aveam aici modelul și măsuram, pac, pac, adică luam măsurăturile mari. Din ultimul care l-am este portretul tatălui, care a fost și lucrare de licență. Iată, el poate să arate, să zic așa, nu știu dacă e evoluție, dar, bă. Viața mea de student, după cum mi-am prins caracterul, după cum tot a fost sculptat, el este cel mai, care așa mi-i las suflet. Mihai a studiat și în Italia, unde a descoperit piatra. N-am învățat tot, dar o bază mi-am pus destul de bună, ceea ce nu puteam să-mi pun aici în Moldova, nici chiar în România, deoarece lipsa de materiale, lipsa de profesori care să te învețe. Acum îmi dau seama că tot ce am făcut eu aproape este egal cu zero. No, să zic, nu pot să zic zero, că am să fiu așa, să zic zero întreg și unul, că e de-abia începutul. Dar câte mai am de învățat, asta pur și simplu mă fascinează, adică am foarte, foarte mult de învățat. Este greu să fii artist, mai ales când este vorba de bani. Mihai spune că deocamdată reușește să se întrețină financiar, însă nu din sculpturi, ci datorită burselor. Până acum, la licență, am fost norocos să fiu susținut din burse. Am fost bursier a statului român timp de 3 ani, după aia am mai luat 2 burse, aia cu Erasmus, de la Principesa Margareta, o altă bursă. Asta a fost norocul meu ca să mă mențin în domeniu. Și a expus lucrările sale la mai multe expoziții din România. A avut chiar și expoziții personale, iar toamna aceasta va organiza și una la Chișinău. Avem 4 tineri care am fost premiați la o gală. Vom face pe expoziția noastră Identități și sper să asta va fi prima expoziție în Moldova. Modest din fire, Mihai a evitat să vorbească despre o nouă provocare din viața sa, cea de a ciopli o sculptură ce va fi expusă în Europa, la care lucrează alături de un artist cu renume. Visul tânărului este să devină un sculptor cu renume, iar pentru asta muncește în fiecare zi. Dar nu pot să nu sculptez. Indiferent, mă gândesc, idei, non-stop, poate și când mănânc îmi vine o idee bună. Ce o să fie, o să fie, eu zic că o să fie bine. Am să fac tot posibil, am să insist. Dacă nu o să fac asta, cred că o să fiu toată viața nefericit.